Cetățenii vor achita din data de 21 martie, mai puțin pentru energie electrică și cea termică. Noile prețuri au intrat în vigoare după ce deciziile respective, aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit deciziei ANRE privind noile tarife la energie electrică, consumatorii casnici din centrul și sudul țării vor achita 2 lei și 34 de bani pentru un kilowatt-oră, cu 5 bani mai puțin decât anterior. În același timp, tariful pentru consumatorii din nordul țării va fi de 2 lei și 84 de bani pentru un kilowatt-oră, cu 4 bani mai mic față de cel precedent. Cetățenii vor achita mai puțin și pentru căldură. Astfel, locuitorii capitalei de servicii de termoelectrică vor achita 2138 de lei pentru o gigacalorie fără TVA, cu 636 de lei mai puțin decât până în prezent. Totodată, consumatorii din Bălți de servicii de CET Nord vor achita 2245 de lei pentru o gigacalorie fără TVA, cu 970 de lei mai puțin decât până acum. Ultima ajustare a tarifului la energie electrică a fost efectuată de ANRE în noiembrie 2023. Atunci, pentru consumatorii casnici de servicii de Premier Energy, tariful a fost redus cu 7%, iar pentru cei de servicii de FEE Nord cu 10%. De asemenea, ultima dată, tarifele pentru energie termică livrată de Termoelectrică și CET Nord au fost modificate la 1 ianuarie 2024, când au fost reduse cu 15,1% și respectiv 9,7%.